Produse tradiționale, obiecte artizanale, muzică și dansuri populare, dar și o spectaculoasă paradă a portului popular. Cu toate acestea au fost întâmpinați cei care au participat sâmbătă la adunarea momârlanilor de la Petroșani, un târg de produse tradiționale aflat la cea de-a doua ediție. Parada portului popular a reprezentat un element de noutate, iar oamenii strânși în număr mare au admirat frumusețea costumelor tradiționale ale locuitorilor de pe aceste meleaguri, care vorbesc atât de plastic despre identitatea ancestrală a Văijiului. Suntem într-o zi extraordinară, iată un moment deosebit aici, la adunarea momârlanilor. Aici, în stânga scenei, se pregătesc și bucatele tradiționale momârlănești. Bucătarii au muncit de zor și suntem gata să vă demonstrăm cât de delicioase sunt. Administrația publică de la Petroșani, principalul organizator al acestei manifestări, i-a premiat și în acest an pe păstrătorii tradițiilor, pe crescătorii de animale, pe toți cei care se implică activ în viața comunității și în perpetuarea acestor obiceiuri. Le mulțumesc tuturor momârlanilor noștri care au acceptat să vină astăzi la această paradă, copiilor, profesorilor și celor care au grijă ca această superbă tradiție momârlănească să se transmită mai departe. De asemenea, pentru toți participanții la cea de-a doua ediție a adunării momârlanilor, au fost distribuite gratuit 1000 de porții de mâncare cu specific momârlănesc, cu rechi, zeamă de batal și păsat, pregătite în ceaun pe foc de lemne, dar nu înainte ca bucatele să fie sfințite de un preot. Pentru cei prezenți, păstrarea tradițiilor strămoșești, a costumelor populare, a obiceiurilor, reprezintă o datorie de suflet și încearcă prin toate mijloacele să o transmită mai departe generațiilor următoare. Spuneți-mi, vă rog, și mie, de ce doar bărbații, de ce această tradiție? Doar bărbații să pregătească mâncarea și femeile doar să ajute la partea... Noi așa am pomenit din străbunicii noștri și eu avem un dar, fiecare. Nu toți bărbații știu să pregătească. Fiecare, dacă îi place, trebuie să pregătească. Dar, oricum, femeile ne ajută foarte mult și moral și cu tocatul și cu orice, dar bărbații, pentru că... Știți dumneavoastră cum, bărbații noștri, mămârlanii noștri, și aici, de exemplu, este un exemplu mai, la o scară mai mare, bărbații plecau cu oeritul, plecau cu păstoritul și ei își pregăteau mâncarea și asta. Și, de exemplu, cum e și aici, am venit în câmp verde, cum ar fi, și ne-am pus totul aici, ne-am fundimente cu tot așa, și era bărbații și trebuia să-și facă mâncarea. Nevasta îi punea de acasă batista, îi punea straița și el își făcea mâncarea la stână și pe munte și pe unde era. Acum e la o scară mai mare, agapa asta care e foarte tradițională pentru noi. Vă rog și mie, cât de important este să mai păstrăm tradițiile, cele care ne definesc până la urmă. Noastră încercați acest lucru, inclusiv prin muzeul pe care l-ați. Exact, încerc să ducem mai departe și aș încerca foarte mult să transmit și la cei mici ca să se ridice aceste tradiții care sunt frumoase. Eu de câte ori intru la muzeu, mă regăsesc. Sunt lucrurile străbunilor care le-au lăsat zestre. Deci câteodată îmi vine să și lacrimez, am emoțiile mele pentru aceste lucruri, că trebuie să nu zăpiardă. Bunica mea zicea, opinca-i talpa țării, hai să nu o dăm uitării. N-am să uit vorbele astea niciodată. Și când te îmbraci în costumul popular, ești român adevărat. Cât de vechi este acest costum popular? Cam de-o seamă cu mine. Adică e tânăr. Da. În suflet. Cu câtă dragoste îmbrăcați costumul? Păi să știi că cu multă. Place. E important să ne păstrăm tradițiile, să ținem la ce ne-au lăsat bunicii noștri.
Păi e important, dar văd că mulți se tem să, nu știu cum să spun. Se degajează, nu mai vrea, îl strânge, îl mănâncă, îl trec. Adunarea Momârlanilor reprezintă o inițiativă prin care se dorește susținerea micilor fermieri și meșteșugari, precum și produsele locale, dar și să promoveze tradițiile și obiceiurile acestei comunități. La munților, la 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 la